Problema 27 de la pagina 20, exercițiu 27 de la pagina 20. Determinați funcția F, definită pe F cu valoare F. Determinați. F. Determinați. F definită pe F cu valoare F. Unde F de X egal cu AX plus B. F de X egal cu AX plus B. Ave numerele reale. Da, virgulă. B, numele reale. A cărei reprezentare grafică conține punctele A mare și B mare, unde? A mare aparține graficului din F și B mare aparține graficului din F. A mare este de coordonate 0 și 5. 0 și 5. Și B mare, minus 3 și 0. Minus 3 și 0. Asta e punctul A, probabil. Deci, practic, sunt mai multe situații ale punctelor A mare și B mare. Ce înseamnă că punctul A mare este graficul lui F? Să le reprezentăm. Păi, să le reprezentăm dacă nu avem de A și B. Păi avem așa, să mai reluăm F, de exact așa. Da. Deci, determinați funcția F definită pe el cu valori din el. Deci, trebuie să găsim cine este A și cine este B. Așa. Unde X este egal cu AX plus B, A, B aparține mulțimii numerelor reale, a cărei reprezentare grafică conține punctele A mare și B mare, unde A mare este egal cu, ele de coordonate 0 și 5, și B mare de coordonate minus 3 și 0. Te facem graficul F. Cum să-l facem? Că n-am cum să-l fac. Nu știu cine e așa de. Nu știu numerele acestea. Eu, dacă le-aș ști, aș da lui X valori, aș găsi Y-ul. Două puncte îmi sunt necesare. Păi tot așa avem că A aparține graficului F și B. Ce înseamnă că asta vreau să clarific. Ce înseamnă că A aparține graficului F? Adică că... Când trece graficul pe acolo, cât este X-ul și cât este Y-ul când trece? Y pe 5, X, Y. Foarte important. Deci, A aparține graficului F. Echivalent, va spune că X-ul este aclipa aceea 5, iar Y este 0. Adică asta s-a aflat. Am zis invers, Y pe 5 și X, Y. X-ul este 0 și Y este 5. Da? Și asta s-a aflat ce cu? Y este 0. Deci asta ar fi ca și cum ar zice că F de 0 egal cu 5. Adică o înspiri cu 0, da. Imaginea este 5. Dar F de 0 ce înseamnă? A de 0. Adică B egal cu 5. Plus B, să scrim așa, egal cu 5. Deci a zis că B egal cu 5. Egal cu 5. Iată, complet este. B-ul aparține graficului F. Deci când graficul trece prin B, X-ul atunci este cât? În momentul ăla, X? Da, ăsta, minus 3. Este minus 3. Și Y este 0. Și Y este egal cu 0. Și atunci, care ar fi? F de minus 3. F minus 3, egal cu 0. Echivalent. Minus 3, minus 3a o să fie? Minus 3a plus b egal cu 0. Dar pe b o să fie 5. Sigur. Minus 3 egal cu minus 5, a egal cu 5 pe 3. Deci a egal cu 5 pe 3. Și iată că la punctul A l-am găsit pe A și pe B. Deci pentru punctul A al problemei, când trece graficul pe acolo, am găsit că F de X, deci pentru punctul A, F de X arată ca rețetă A ori X, adică 5 pe 3 X, nu? Plus 5. Plus? 5. Plus B, care este 5. Și la punctul B mic, A e de coordonate 0 și 2. Deci la punctul B mic, hai să scriu de aici, B mic, A mare de coordonate 0 și 2. Și B de coordonate minus 3. Minus 3 și 2. Și 2. Este 2 egal cu 0. Deci asta s-ar traduce de
F de? 2 egal cu 0. E de 0. E pe primul 0 nu e x. Pe x. Și 2 egal cu y. Că nu înseamnă că f de 0 egal cu 0. Da, atenție. F de 0 egal cu 2. Ceea ce ar însemna că a ori 0 plus b egal cu 2. Asta înseamnă că f egal cu 2. F de minus 3 egal cu 2. Egal cu 2, ce înseamnă? Minus 3a plus b egal cu 2. Minus 3a egal cu 0. Deci a egal cu 0. Minus 3a egal cu 0. A egal cu 0. Presupun că a egal cu 0. Și atunci funcția f de x în cazul ăsta, b, arată? Ax, 2. Deci, a ori x, care e 0, deci e egal cu 2. Funcție constantă. Deci nu există, nu depinde de x. Exercițiu 28, de la pagina 21. Graficul funcției f depinde pe r cu valori în r. Deci graficul acestei funcții, unde f de x egal cu ax plus b și a, b aparține unul în numele reale, conține punctele a mare de coordonare. Deci, din nou, este doar o funcție de fiindcă pe r cu valori în r. No? Așa spui. Da. Cu rețeta, f de x egal cu ax cu b. Egal cu ax plus b. A, b, numere reale. Unde știu despre a și b, numere reale. Conține punctele a de coordonate, a mare de coordonate 1 și minus 2. Adică asta cu pe graficul funcției, da. Deci a mare, da, parțină graficul din el. Unde a mare are ce coordonate? Are coordonate 1 și minus 2. 1 și minus 2. Pe ce mare? 4 și 10. 7 și? 4, 4, 4 și 10. Și 10. Stabiliți dată. Amic. Amic. Stabiliți dată. Da. Punctul C mare, de coordonate 0 și minus 6. C de 0 și minus 6. Aparține lui AB. Aparține lui AB. Care aparține lui AB? Asta e întrebarea. 0 și minus 6 aparține lui AB. Mai zi facem funcții de AB. Funcția lui AB. Deci să găsim funcția... Facem funcția lui A, funcția lui B. Trebuie să ne vine frumos. Reprezintă pe grafică și pe B. Și ce? Și vedem dacă ce... Nu putem să facem așa. Da, încă o dată. Iruna, atenție la exprimare. Că ai zis, facem funcția lui A și funcția lui B, da? Da. Nu. Exploatăm faptul că A e pe grafic. Faptul că punctul ia pe grafic, în clipa aceea, x-ul devine 1 și y este 2. Deci din prima poziție, echivalent cu x egal cu 1 și y egal cu 2. Cu relația f de 1 egal cu 2. Da? Iar asta de aici este echivalent. F de 2 egal cu 4. F de 4 egal cu 10. F de 4 egal cu 10. Adică este egal cu... De aici echivalent. În cele două. Cu. Hai să tragem pe primar. Corect. Pe primar. F de... F de 1 egal cu 8. Aici la funcția asta găsim. A plus B egal cu minus 2. Exact. Trebuie să găsim rețeta, sigur. A plus B egal cu minus 2. A plus B egal cu minus 2. La 2, A plus 4A plus B, 4A plus B? 10. Egal cu 10. Ce sunt cele două relații? Le scădem, Și avem că minus 3A. Stai, minus 3A, le scădem. Din asta de jos. Da, minus 3A. Da, egal cu? Egal cu 8. 12. Din asta scădem pe cealaltă, vine minus 12. Minus 12, nu? Plus 12. De mai zis, da. Că dacă din asta era de jos... Minus 3 egal cu minus 12, de partea 3 egal cu 12. Da, 3 egal cu 12, 3 egal cu 4. Da, egal cu
Da, deci e simplu, dar te ții mult de la asta. Deci din asta jos. Vine 3A, de 100, și vine 10 plus 2. Da. Face 12. Și atunci e egal cu 4. Rezultă că B egal cu 4. B egal cu 6. Minus 2 minus 4. Minus 6. Și atunci, f de x în condițiile astea, arată... Este egal cu 4x minus 6. 4x minus 6. Acum, ca și rețeta. Da, și ca ce să fie pe aia, rețeta trebuie să meargă și la C. Corect. Deci C-ul de coordonate 0 minus 6 aparține graficului F. Dacă și numai dacă, F de 0 egal cu minus 6. F de minus 6 fie egal cu F de 0 egal cu minus 6. Da. Da. Dar dacă înlocuiem, dă examenul 6. Deci, operația făcută face minus 6 egal cu minus 6. Adevărat. Adică C-ul avea fost spune că C aparține graficului F. Altfel spus, punctele A, B și C coliniare. Eu puteam să formulez și așa. Stabiliți dacă punctele A, B, C sunt coliniare. Fără să mai spun, găsiți pe F care trece pe punctul acela, dădeam așa. Știu că A, B și C sunt de coordonate 1 minus 2, 4 și 10. Și respectiv 0 și 6. Stabiliți dacă sunt sau nu coliniare. Toate e obligația să găsești rețeta din primele două fapte, deci și prin punctul acesta. Că spune puteți găsi dintre A și C. Era aceeași rețetă. Sau dintre B și C. Și pe al treilea să verifice relația. Dacă sunt coliniare, verifică. Dacă însă nu sunt coliniare, nu verifică. Însă el a cerut rețeta pentru A și B. Te trec prin A și B. Și atunci te obligă să te duci pe ideea că trebuie să găsi rețeta pentru funcția ceea ce trece prin A și prin B. Și pe urmă să verifici dacă pe ce. Dacă ce nu se află pe grafic. Da? Deci, să stabiliți dacă punctul D de coordonate 3 și 4 D de coordonate 3 și 4 aparține lui AB. Aproape. Păi aceeași chestie. Adică a fi tradus F de... Adică rețeta o știți? F de 3 egal cu 4. Ce ce am însemnat? 4, 3, 12 minus 6, 6. Deci vine cât? 4, 3, 12. 12. Minus 6, 6. Egal cu 4? Nu. 4. Nu aparține. Deci rezultă că punctul D nu aparține graficului F. Deci D nu aparține graficului F. Altfel spus, A, B și G nu sunt coliniare. Deci faptul nu se află pe și mai e și punctul C. Punctul C. Punctul E de coordonate minus 1 și minus 10. Punctul E de minus 1 și minus 10. Dacă da. Aceeași întrebare. Dacă aparține lui minus 1. Minus 4, minus 6, minus 7. Da, aparține. Deci e de minus 1. Se fac egal cu minus 10. Aparține. Ce ar însemna de minus 6, minus 4, minus 6, egal cu minus 10. Adevărat. Adică punctele A, B și acum E. Așa, ia să vedem. Și de vitru 32 mai am. Da? Da. A, că sunt și pe 2 stele, așa. Unde e 2? Nu putem trece deodată la cel mai exact. Dar la trebuie pentru... Faci un pic de atât mai jos. Thank you.
pagina 21. 32. De la 21. Care sunt acum? În sistemul de coordonate OY, determinați distanța de la origine, la dreapta AB și area triunghiului AOB, dacă? Dacă? Să vedem ce. Dacă punctul A mare de coordonate minus 2 și 2. A de minus 2 și 2. Și B mare de 3 și 2. Deci se dau cele două puncte și trebuie să aflăm distanța de la origine, la dreapta AB și area triunghiului AOB. Sau la acestea de la punte, distanța și la de la O la AB. AB și area triunghiului AOB. Amin. Deci, area triunghiului AOB. Adică drumul ce mă spăr. Reprezentăm pe grafic. Punctele? Da. Hai, hai, hai. Avem A de 2, 2. X-ul e minus 2 AD și Y-ul este 2, 1, 2, paralele și găsim punctul A, de coordonate, minus 2, 2. Apoi B de 3, 2, X-ul e 3, 1, 2, 3 și Y-ul e 2. B-ul se vede că e o dreaptă. Că rămâne Y cu tot timpul 2. Da? Dreaptă, avem paralelă cu asta. Care e 2? Deci paralelă, ecuația dreaptă este Y egal cu 2. Y egal cu 2 sau, dacă vrei, rețeta ar fi f de x pentru funcție f de x egal cu 2. Iar pe triunghiul AOB o facem simplu. Știm că AB este egală cu de la minus 2 la 2, 4. AB e egal 2? Da. Nu, 5. 5 este care 3 e aici. 5. Da, da. Deci asta este deci. Asta este 5. AO pe teorema lui Pitagora avem 1, 2, 2. Da, 1, știi cât e o perpendiculară. Era vorba de perpendiculară din O. Cât e distanța de la O la dreapta? A, O e de la egal 2. 0 la 2. Dar am zis, acum făceam 2. 2, mă. Păi acum făceam aia, triunghiul de O. E 0 la 2. Trebuie cele coordonate. Păi ce făceai aia, dar acum și cu distanța. Păi am zis 2. Distanța. N-am burmăit-o altfel. De distanța asta se rămâne că este 2. Mm-hmm. Da? Că asta este distanța de două unități. Dar la dreapta. Că A, O vrea să fac pe teorema lui Pitagora, triunghiul ăla. Dar de ce trebuie A, O? Ca să aflăm area triunghiului. Dar ce este la area triunghiului? Cu baza la ce aflăm? A. Și tu e ce 2? Da, e 5 ori de 2, pe 2. E 5. Nu e bun. Da, la B ce nu se mai. Și la B mic se dau punctul A e de coordonate 3 și 1. Asta a fost punctul A. A mic, mic, da, punctul B. B mare de coordonate 3 și 1. A mare de 3 și 1. Și B mare de 1 și 3. De 1 și 3. Aceleași chestii trebuie să le aflăm. La fel, trebuie să repede și gata. Hai să vedem cum arată reprezentarea grafică, că vă place asta și face așa în altfel, dacă facem analiticul care am acolotat, ne ducem și facem reprezentare. Deci 3 și 1, X-ul 3, 1, 2, 3 și 1. 3 și 1. Și apoi X-ul 1 și 3. X-ul 1 și Y este 3. 1, 2, 3. 1 și 3. Se cere distanța de la O la AB. De la O la AB. Distanța de la O la AB ducem pe perpendiculară din nou pe AB. Așa, dar nu știu.
Pică în mijloc. De ce? Păi o mijlocul A... cui? În mijlocul lui BA. Ce te face să crezi? Pentru că, de teorema lui Pitagora în OA, R, dacă nu te-am indicat din 3, poate teorema lui Pitagora o să dea că... A, de tu ești de acord că aici e mijlocul? Cine spune că e mijlocul? Păi avem că, dacă haideți să notăm indicarea acolo, trebuie să notăm cu R. Cu S. Aici îmi pică, da? Nu, îmi pică în 3. Știți că sunt în 3. Adică vreau să mă duc într-un bio A3 acolo. O, O, A, ăsta nu, este A. Nu, ăla e A, A, da? O, A. O, A, 3, unde pică în 3. 1, 2, 3. O, A, acolo, O, A. B, ăla micul de... A. O, aici? Nu. Așa am vreau. O, A, B. O, A, B. Ce se face? Când e momentul care face? Păi știu pe A, S, ăla, sau cum vrei să notăm. Aici e un lucru complicat asta, da? Da, A, S e 1, O, S e 3, la fel pe O, A. Bun. La fel și la O, M. Aici, la colegi. La O, B, ăla e O, B. B, B, da? Da, la fel și la O, B, acolo notăm cu Q sau M, așa, C. Q aici. Așa, ăla e 3, ăla e 1. Da. Și tot legea la fel. Și atunci o B e egal cu O A. E isoscel. Și atunci o R cade din mijloc. Da, de ce să mai vorbim pe Pitagora? Pentru că la triunghiul O ies A. Este comprende cu triunghiul O. Dar se comprende pentru că ai tu triunghiurile tunice cu catetele complete. Și atunci O A e cu O B. Triunghiul O A B este isoscel. Și ai toate argumentele ca să spui că pică la mijloc. Acum am mai convins. Înainte, nu aveam niciun motiv. Da? Deci am înțeles ce-a spus? Da. Ce face? Deci O este... Triunghiul dreptunghi. O, Q, B, tot triunghiul dreptunghi. Este congruente triunghiurile. O egal cu O, B. O egal cu O, B. Și atunci... O, R, pică la mijloc. Exact. Și mijlocul lui AB, R, e foarte corect. Asta e și distanța, triunghiul este cel... Și acum o să calculăm. Și cum o calculăm? O știm pe OA, că tu mai ai calculat-o. E 3, OA. 1, 9, 1, radical din 10. Deci OA e egal în radical din 10, ai spus. Da. O. Hai să dedactăm un pic acolo chestia asta. Deci triunghiul OA OA, yes. Este congruent cu triunghiul OQB, OQB. Deci triunghiurile sunt congruente. Se rezultă că BO congruent cu OA. Și rezultă că OB, da, OB, egal cu OA, hai să zic egal atunci, OB egal cu OA. Și de aici că triunghiul OA, și atunci cum O e perpendiculară pe AB, pe asta măsură distanța, rezultă că B e egală cu E A și e clar că E e la mijloc, da? Nu, triunghiul e R O A. Deci triunghiul R O A. R O A. O A egal cu radical din 10. Avem că O A radical din 10. Să calculăm reptici pe O B pentru că e X2 minus X1 radical din 10. Este același. O A, O A egal cu O B A. Poate mai O A? Nu, pe A B vreau să zic. A B cum o facem? Pe radical din X2 minus X1 pe lângă Y2 minus Y1 îl aflăm, împărțim la 2 și e A, R, e A oare. Deci îmi spui că pe A B ai tu o formulă egal cu radical din X2 minus X1, X2 minus X1 pe lângă Y2 minus Y1 pe lângă Y2 minus Y1. Apătați? Nu ții minte să fie la pătrat. Bă, nu ții minte. Nu, vă dați la pătrat. Tu ții minte că e la pătrat, da. Tu supune la vot. Hai te ocupa, nu.
Deci cum facem? Fiecare și este cu plus sau e cu... Nu, e cu ori. E cu ori. Sau și plus? Ești foarte categorică. E așa ți și dacă este și la pătrat. Dar nu e la pătrat. Stai să vedem. Dacă ar fi cu mulție, atunci celul ăsta ar mai avea supra-dică aici. S-ar fi plus. S-ar fi plus. Bă, nu e minus. Stai un pic. Nu se numește... Cum la asta? Nu e mi-a spus. Nu știu. Nu știu că se găsește internet. Da. Da, mă, eu nu am mai dat, am făcut o dată trecută, mă, și am zis așa. Da, credem că este mai bine. Da. Deci avem punctul A, din părerea X1, punctul Y1. B, din părerea X2, Y2. A, X2 minus X1 la pătrat, plus Y2 minus Y1 la pătrat, plus Y2 minus Y1 la pătrat. Păi, nu-ți amintești că am zis așa, asta e. Nu știți că trec. X1. Păi, dacă ești X1, ești X1. Aici avem... Asta, X2. Și ce este asta așa? X2 minus X1. Analog pe partea asta la fel. Asta aici este Y1. Cealaltă este Y2. Și ce este asta aici? Y2 minus Y1. Deci asta de aici, X2 minus X1 este aici. X2 minus X1 este asta. E dreptul de aici. Și asta de aici este Y2 minus Y1. Și din Pitagora, AB la pătrat este egal cu asta la pătrat plus asta la pătrat. Plus, da? Da. Deci am B la pătrat egal cu X2 minus X1 la pătrat, cateta asta la pătrat, plus cateta cealaltă, Y1 minus Y2 la pătrat. Are importanță Y1 minus Y2 și Y2 minus Y1. Nu. De ce n-are importanță? Că nu are importanță. De ce n-are importanță? Că știm care e X2, care e X1, adică nu cătează ordinea A, B, B, A. Că e la pătrat. Asta. La pătrat. Chiar dacă ar da cu minus, la pătrat tot plus este. Da, altă ar avea importanță. E foarte important de precizat. N-are importanță ca alții în care se scade. Și e fiind... Dar cu ei la pătrat, dacă era la pătrat, avea importanță. Sigur că da, am fost la pătrat, era esențial. Știți-o prostioarea aia. Știți-o prostioarea. Știți-o. Merită să ții minte asta, am doar când am făcut-o, am istat fără formulă. Nu, eu învăț formulă. Învață formulă. O să vezi tu cum o să ai... Mai aveți un tip de... Și cu niște ajută la tine, cu niște plusuri. Era aplicat. Era o prostioare, nu știu cum merg pe prostioare să-i țin. Da. Deci mergem mai departe și spunem că este egal cu radical din 5. Dar era la radical. Da, avea la pătrat minus 1, așa că doar avea scot un profesor care a fost. Da. 3 minus 1. 3 minus 1. La pătrat. Dacă ziceam 1 minus 3, ziceam minus 2 la pătrat. Da, le facem. Plus? Păi nu mai zic, facem mai. Scădem din aia, nu am înțeles. Dintr-un X, scădem X-ul celălalt. Deci, 2 la pătrat. Și din Y ce vă facem? 3 minus 1. Da, 2 la pătrat. Da, pe minus 3, e la fel. Deci, 2 ori 4. Și B. Și 2 la pătrat 4, și 2 ori 4. 4 ori 2 este radical. Și 2 radical din 2. 2 radical din 2 este... Deci A, R e radical din 2. Deci A... R e radical din 2. Dar de ce este... Problemă, zic. Ca să facem O, R, asta. Da. Deci zicem ce? A, R... radical din 2. Deci O, R... La teorema lui Pitagora. Da. Da. Deci o V va fi egal cu R. OA, cât-i? 10 minus 2. Radical din 8. Deci OA, cât am spus, este radical de 10 la pătrat. 10 minus 2, 8. 2 și egal cu... 2 radical din 2 acolo. 2 radical din 2 este OIR. Care e și distanța de la O la B.
la A, B. Și are A, B, A, O, B, iar are egal cu 2 ori A egal cu A, B. Da. A, R egal cu A, R. Nu, O, R egal cu A, B. O, R egal cu A, B. O, R, domn profesor, nu are. O, R scris A, B. O, R, aici. Nu, dar se poate O, R să fie... O, R egal cu A, B. Se poate. Da. Ia să vedem. Trebuie că doar știu că isosceli. Da. Și se poate ca înălțimea să fie egal cu... Bine. Cu baza asta, da? Deci nu, nu e o problemă. Bun, și acum aia. O, A, O, A, B. O, A, B. Egal cu baza. Baza, oare la 2 radical din 2 la 2. 2 radical din 2. Da, 2. Din 2, iau 2, sunt 2. Da, 2 radical din 2 și 1 și cealaltă. Totul la pătrat. Supra 2. Și egal cu 8 supra 2, dacă nu știu. 8 pe 2 și egal cu 4. Și am stat și pe... Centimetri pătrați. Da, 100 centimetri dați pe acolo, dar cu 100 centimetri pătrați. În final, și cu bine a fost făcut, haideți ce a fost aici. Numai două puncte. Coordonatele celor două puncte, A și B. 3, 1, 1, 3. A trebuit să știm formula distanța de două puncte. Mai întâi trebuia să arătăm că O, A e cât O, B. Lucru important. Mai putea fi făcut și altfel? Păi distanța între două puncte. O, O, din coordonate 0, 0. Cum s-a aflat distanța O, A? Cu formula care e... Minunată. Da? Formula minunată. Vine 3 minus 0 plus 1 minus 0. Adică 9 și 1, 10. Adică ca și mai fost aici 3, a pătrat și cu 1 la pătrat. Cum ai și zis pe Pitagora. Deci puteam să mă gândesc și la distanța de două puncte. Și la fel de distanța cealaltă, care mi atrage atenția că triunghiul este isoscel, fiind isoscel pică perpendicular la mijloc, se pune problema și aflăm și pe AB tot, și jumătate din AB, iarăși, trebuie să vă spun că este un fel de geometrie... Da, cu calculul algebric. Este geometria care știam noi cu calculul algebric. Am să vă spun că există, la un moment dat, în clasa 11-a, se face geometria analitică. Adică geometria plană, care numai calcul algebric se face. Și geometria aceea care e sintetică, destul de dificilă, trebuie să ai inventivitate în tine, nu știu, faci calcul așa, reprezinți în plan niște puncte acolo și dai drumul, dar programul merge foarte bine. Dar trebuie să fii foarte exact la calcule. Dacă ești un semn, s-a dus totul peste. Dincolo la geometria sintetică, mai vezi acolo, sau geometria asta clasică, plană, cum îi zicem noi, mai vezi acolo triunghiuri congruente, nu știu ce lucruri. Ei, ca să arăți că, să spunem, un segment e congruent cu altul, geometria plană, ce faci? Distanța de aici, distanța din coace, și arăți că cele două segmente sunt egale. Pe cât în geometria plană, care o știam noi de a șasea, a șaptea, segmentul ăsta trebuie să-l văd într-un triunghi, celălalt în alt triunghi, să reușesc cele două triunghiuri să fie congruente și atunci toate elemente sunt congruente. Da? Deci, există și o geometrie de aceea analitică, există și o geometrie vectorială, la clasa a noua, la anume se face geometria vectorială, unde problemele se rezolvă foarte elegant prin calcul vectorial. Așa că voi acum vă apropiați de o formă de geometrie, de care am spus o geometrie? Plană. Plană. Analitică, pardon. Geometria analitică. Că plană, ați lucrat, lucrăm în continuare. Geometria spațiu nu merge loc decât pe baza geometriei plane. Mergem mai departe, mai avem timp? Nu mai avem temă și timp mai bine, dacă mai avem 19. 19? Da. Păi mai avem timp. Mai avem? Sigur că da. De ce să mai facem? Da. Să mai luăm un exercițiu. Dar tot am venit, ne-ai băgat să-l facem. Păi, în continuare.
37 de la 22. 37. Determinată o funcție liniară e definită pe F cu valori linie, a cărui grafic interpretează axele de coordonate în două puncte distincte, situate la aceeași distanță față de origine. Graficul lui intersectează pe X, pe altul punct A. Da. De coordonate, nu spun de coordonate. Nu, situate la aceeași distanță față de origine. Așa. Voi trebuie să înțelegi și graficul lui IF intersectează axa Y direct prin. Iar îl trag un B. Coordonate este reset, la fel, nu? Zic sau ce? Ca să înțelegeți, hai să ne închipuim că ducem o dreaptă care taie axa X-ilor și axa Y-ilor, cât asta să fie egal cu asta. Da? Practic asta ne-a spus autorul. Taie. Da? Taie în ce punct aici? Într-un punct A. Ați putea spune ce coordonate are punctul ăsta? 0. X-ul este, nu-i 0 X-ul, Y-ul este 0. X-ul nu știu. 3-0. Nu știu. X-ul nu știu. Zicem un punct M și 0. Adică am notat-o cu M distanța asta. M și 0. Este un număr pe care nu știu. Iar ăsta la altul, ce? B-ul ce coordonată are? Are 0 R. Așa. 0 și M. E același, e aceeași. E că distanța este aceeași, asta înseamnă. Toate la aceeași distanță față de origine, da? Da, la aceeași distanță față de origine. Deci am că O A e cât O B. Adică O A am dat pe urmă și O B tot același mără. Da? Y cu aici este, aici poziția, nu? Y cu aici înseamnă mă și aici X-ul este mă. Ce îmi spune problema? Să determinați o funcție liniară F cu valori liniere, fiindcă pe F cu valori liniere, al cărui grafic intersectează axele de coordonate în două puncte distincte, situate la aceeași distanță față de origine. Așa. Funcția aceea de grafic, funcția liniară, de ce la sigură? F de X, asta nu știu. E de foarte X plus P. Unde s-a spune problema, îl găsim pe A și B, știm că știm două puncte. Avem A mare de coordonate M și 0 care aparține graficului F. Și B mare de coordonate 0 și M, tot pe graficului F. Aici s-ar traduce cum, Adi? Acolo în loc de îi spune M, și să fie F de M egal cu 0. F, da. F de M egal cu 0 și F de M egal cu 0. Chiar din față. Acolo F de 0 egal cu 0. F de 0 egal cu M. Și prima ar fi echivalentă de M. Ce înseamnă F de M egal cu 0? Acolo o să fie M A plus B. M A plus B. M A plus B egal cu 0. Dacă greșeliți acolo, B egal cu M. B, adică A-ul 0, să înțeleagă. Da, A-ul 0 plus B egal cu M. Rezultă că B egal cu M. Egal cu 0, adică B egal cu M. Păi B egal cu 0. Nu, cu M. Cu M, pardon. Aici trebuie să spunem A. Deci B egal cu M. O primă. Și acolo îi scădem. Și dacă pe B egal cu M locuim aici pe vreuna, ce rezultă aici? M egal plus 1 egal plus 0. M A plus M egal cu 0, adică M pe lângă plus 1 egal plus 0. M egal cu 0. Nu. Dar
și are ai, cu minusul. Mă, e diferit de zero, să ai dat cu minusul. Distanța nu-i zero. Atunci A și B ar fi aici. În punctul ei. Ai dat cu minusul. Deci A și B ar fi. Deci o să spun două puncte distincte. Deci M e diferit de 0, înseamnă că A e egal cu minusul. Rămânea să fie 0. Și atunci F de X arată așa. F de X egal cu A, care e minusul. Deci minusul ori X minus X plus M. Terminat. S-a zis. Au aceeași distanță. Asta, M. M depinde cât e dat. M, 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 M. Atenție, dar s-a cerut. Asta. Da. 39 de la pagina 22. 39 de la 22. Mai grafic, da. Reprezentând grafic funcția F definită pe F cu valori linier, unde F de X este egal cu 1. Deci F de X este egal cu AX minus 3 pe lângă AX minus 3 pe lângă X minus A. Pe lângă mai atât, da. Pe lângă X minus A. Știind că graficul său nu intersectează axa abscisele. Deci știu că graficul lui e... nu intersectează axa abscisele. Care e axa abscisele? XX. Așa. Nu ai timp să ușești. Adi? Ești exprimat. Da. Deci graficul lui F nu intersectează. Y prima e al ordonatelor. Or. Deci axa abscisele a X-ilor. Da? Și Y-ilor înseamnă axa ordonatelor. Deci nu intersectează pe X, X. Ce înseamnă că nu intersectează pe X, X prim? Adică înseamnă că graficul lui F, de aici înțeleg eu, graficul lui F, nu intersectează, e paralel cu X, X. Dacă nu se intersectează, e tot timpul paralel cu X, X. Dacă mi-aș închipui graficul, ar fi așa. O paralelă. Da? Și cum arată funcția de tipul ăsta? Când e vorba de o paralelă la axa X-prim. Cum ai arătat rețeta unei funcții de acestea? Nu există. Păi, știți că rețeta era așa, în general. F de X egal cu AX plus B. Da. Și faptul că e paralelă, înseamnă că tot timpul Y se păstrează la aceeași distanță. B. Adică dispare X-ul. Adică A este 0. Deci, B egal cu B. B, o constantă. O constantă. Deci, pentru asta ar fi ecuația Y egal cu B sau F de X, nu? F de X egal cu Y egal cu B. Deci, practic, autorul ne transmite un mesaj că organizăm acest F de X cum știm noi. Îți facem foarte mult. Așa mi-ai dat-o, da? Da, da. Vine că AX. Minus. Minus 3x